Recuperarea datoriilor pentru serviciile prestate rămâne pentru operatorul regional de apă și canal Apa Servizesa o mare prioritate. Societatea a reușit să încaseze multe restanțe, unele datorii fiind din 2013, dar sunt și datornici care au dat faliment și nu mai pot fi trași la răspundere. Ediția specială de astăzi amănunte despre acest aspect, dar și despre măsurile pe care Apa Service le va lua pentru ca de la 1 mai să poată garanta salariu minim de 1250 de lei pentru angajații săi. Nu existăm în afara banilor, nici noi, nici altcineva, în afara economiei de piață care presupune și finanțare. Ca să avem un serviciu viabil și de calitate, trebuie surse de întreținere și de reabilitare, de modernizare. Nu vă spun faptul că am devenit, să zicem așa, între ghilimele, un inamic public pentru o parte din datornicii noștri. Nu sunt numărul unu, pentru că n-am avut această pretenție niciodată, dar inamic public sunt, între ghilimele, și vă anunț cu mare plăcere că am reușit, față de momentul așezării mele pe acest scaun după care vă vorbesc, să aduc societății din creanțele găsite la acel moment încă 12 miliarde, adică 1,2 milioane de lei din banii care avea să încaseze Apa Service la 2013. Nu este simplu să faci așa ceva, nu este nici foarte greu, trebuie doar să fii consecvent că odată ce reprezinți averea statului și OAT-urile care au înființat operatorul, trebuie să faci astfel încât activitatea să se desfășoare în condiții de siguranță pentru populație, fiindcă este elementul primordial, din punctul meu de vedere, al acestei activități. Avem sume serioase. O să vă dau, ca și pentru subiectul pe care l-am discutat, și pentru acesta să vă dau cifre pe care să le citiți telespectatorii, dacă dumneavoastră credeți și că sunt necesare a fi știute, numai că nu încărcăm decât cu idei telespectatorii, trebuie să știe că o parte sunt în judecată în diverse stadii de instanță, că e tribunal, că este judecătorie, tribunal și altele. Sperăm să le recuperăm așa cum am recuperat multe dintre ele. Acestea care sunt în litigiu provin mai mult din asociațiile de proprietari care s-au desfăcut, după cum știți, în vederea contorizării pe orizontală. Există divergențe, există neasumări de sume de plată către operator și de aici multe altele care ne-au condus la situația de a acționa în judecată pentru recuperarea sumelor. Sunt și sume și destul de mari, cum ar fi cea de la fosta Direcție de Servicii Publice și Gospodărie Comunală, care înseamnă cam 1.600.000 de lei, adică 16 miliarde, peste 16 miliarde vechi, pe care, din păcate, nu sperăm să-i mai recuperăm vreodată. Adică eu aș spera să-i luăm, numai că situația concretă, adică faptul că nici nu mai există societatea, nu avem de unde lua. Scutul care a profitat de toată legislația asta pentru a nu ne mai plăti datoriile, și aș mai putea să enumăr câteva firme care, din păcate, au dat faliment. Sunt firme private și nici nu cred că mai interesează pe cineva. Una peste alta, trebuie să mai aducem din acești bani înapoi, pentru că ne asigurăm existența de zi cu zi și avem și speranța că putem să mai investim mici colo câte ceva în acest sistem. Operatorul regional de apă și canal Apa Service SA va trebui să facă un efort financiar suplimentar pentru ca de la 1 mai să poată garanta salariu minim de 1250 de lei pentru angajații săi. Efortul financiar este unul considerabil și va fi susținut din restrângerea cheltuielilor, fără concedieri și fără majorarea prețului la apă și canal. Va influența această mărire de salariu costurile apei către populație? La acest moment vă răspund clar că nu, pentru că trebuie să ne amintim faptul că din 2012 prețul apei nu a crescut în niciun fel, rămânând pe penultimul loc în România vis-a-vis de prețul la 1000 de litri de apă potabilă. Una peste alta, trebuie să remarc faptul că această ordonanță a guvernului Ponta n-a ținut cont de posibilitățile, de capabilitățile pe care le au, dacă nu societățile de stat, cele private, pentru că acolo nu poți să impui neapărat ceva. Dar noi trebuie și ne-am sfătuit și am judecat și am ales și am cântărit că nu trebuie să dăm afară niciun salariat astfel încât să putem
să mărim salariul minim garantat în plată la 1250 pentru cei care ar rămâne și ar fi în această situație. În consecință, ne trebuie un efort financiar cam de 44-45 de mii de lei lunar, adică 450 de milioane vechi, ca să putem să asigurăm creșterea, care nu este neapărat de la 1050 la 1250, ci între aceste două plafoane, actual și viitor minim garantat, avem și salariați care au, să zicem, 1100-1180, după cum este grila de salarizare și cum s-a negociat la contractul colectiv de muncă. În consecință, găsim, sau am găsit, dacă vreți, una dintre soluții este să restrângem cheltuielile și avem câteva planuri secunde, cei drept, dar care ne asigură cât de cât continuitatea serviciului și a unei salarizări corespunzătoare cu ultima hotărâre de guvern vis-a-vis de salariu minim. O altă noutate în activitatea APA Service SA ține de delegarea serviciului de apă și canalizare către operator de către localitățile care au beneficiat de introducerea de apă și canalizare prin programe europene. Spuneam și cu alte ocazii, este o problemă extrem de delicată. Părerea mea este că vom traversa momente destul de grele în condițiile în care județul Giurgiu, știți și dumneavoastră, știu și eu și din păcate știe multă lume, chiar și cea care poate să ia decizii în celălalt sens, este un județ sărac și oamenii n-au bani să-și plătească serviciu de apă și canalizare. Nu merg lucrurile în regulă în Giurgiu, dar rămite în comune, însă acesta este mersul, acestea sunt angajamentele pe care Guvernul României și le-a asumat vis-a-vis de mediu, nu avem încotro, va trebui să dezvoltăm acest serviciu și în mediul rural. În consecință, pe scena acestui teatru, să-i spunem așa, sunt trei actori importanți, unul este Asociația de Dezvoltare Intercomunitară, care a și delegat operatorului din Giurgiu operarea serviciului de apă și apă uzată. Al doilea actor sunt UAT-urile prin consiliile locale, unitățile administrativ-teritoriale și, nu în ultimul rând, și pe același plan cu ceilalți doi, operatorul regional. Multă lume brodează pe marginea acestei teme. Eu vreau să fac doar câteva precizări, astfel încât să luminăm cât de cât calea către operator, a operatorului către mediul rural. Și trebuie să vă spun că fiecare din cei trei actori pe care i-am amintit are rolul foarte bine determinat. Începem cu ADI, care a delegat în 2007 serviciul operatorului APA Service și care acum, după demersurile pe care le fac și UAT-urile și operatorul, va trebui să modifice contractul de delegare în sensul adăugirii prestării de serviciu și în anumite localități rurale. Ele sunt suficient de multe acum, urmează implementarea celei de-a doua faze pentru apă și apă uzată pe POIM, Programul Operațional de Investiții pe Mediu, și dacă toți ne facem treburile la timp și cu eficiență, lucrurile vor merge bine. Altfel, o să trebuiască să se trăgâneze anumiți, să împingem anumiți timpi de preluare către o perioadă pe care, cel puțin în acest moment, nu cred că pot să o precizez eu sau altcineva. În consecință, UAT-urile trebuie să scoată toată partea de documentație care să demonstreze că doresc să fie alături de operator cu operarea serviciului. După aceea sunt o grămadă de avize și aprobări pe care trebuie să le prezinte ca fiind în funcțiune. E vorba de aviz de gospodărire a apelor, de acord de mediu, de și așa mai departe, tot ce implică operarea serviciului. După care operatorul trebuie să primească documentația acelui proiect pe care l-a implementat ori pe post mediu, ori pe alte fonduri și se fac probe, se preia serviciul și din acel moment începe cu modificarea contractului, începe operarea în zona respectivă. Adică de județ despre câte comune și despre câți consumatori de așa? Păi, la nivelul județului, 22 de localități vor intra în faza a doua. Socotind că mai sunt, cel puțin după știința mea, acum vreo 10 care au implementat ori serviciu de apă, ori sunt în implementare cu serviciu de canalizare,
sunt suficient de multe, astfel încât va trebui să operăm pe întreg teritoriul județului, într-un viitor nu prea îndepărtat, mai puțin câteva comune care s-au afiliat la ADI al județului Ilfov.